Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vrem să vorbim despre învățătură. Ei, se vorbește mult despre învățătură la o vârstă mai înaintată, să-i spunem. Sau nu chiar așa, 35, 40, 50, 60 de ani, după caz. Mă refer la facultate mai precis sau la câte și mai câte masterate. La ce ajută? Este interesat omul de hârtie sau de cunoștințe? Să aflăm! Pe vârsta optimă e normală de la 7 ani. Așa. Și după aia urmează generala, liceu, facultatea și dacă vrei să mai urmezi cursuri, le faci până la 40 de ani. Vârsta optimă este să o iei de mic, de tânăr, că atunci acumulezi cunoștințe mai ușor. Să iei de la 6 ani, 7, și până când ajungi la vârsta mea. Toată viața. Toată viața trebuie să înveți, că dacă nu citești și nu înveți toată viața, ce vezi prea de tânăr, mai târziu uiți. Să iei și mai iau o vorbă, dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu. Pentru învățat. Ca să termini toată școala care e necesară, nu? 7 ani. De ce? Fiindcă atunci e o vârstă mai fragedă în care totul se prinde mai ușor. Eu școală profesională. Am un momentan pensionat. Medii. Sunt din medii. Nu am prea mult, eu am 7 clase. Liceu. Ajută pentru mine ca să știu, ca să știu să mă descurc, ca să știu în ziua de azi, dacă nu știi să te descurci în viață, cam, da, te descurci și fără facultate în ziua de azi, numai mintea să-ți meargă. Dacă îți merge mintea, nu-ți mai trebuie nici facultate. Că să știți că mulți sunt din ăștia afaceriști și așa care nu au facultate. Dar dacă le merge mintea, se descurcă de... După 35 de ani, ajută! Ajută că un tânăr care a terminat un liceu și are un bacalaureat, chiar dacă n-a avut posibilitatea să meargă la timp la facultate și merge la 35 de ani, nu-i târziu. Dacă un om serios învață și acumulează cunoștințele, este foarte bine, la orice vârstă. Ca să aibă, cine învață așa de mult, trebuie să aibă un serviciu foarte bun. Și ca să ne conducă pe noi, ca să conducă tineretul, ca să, așa, după limbajul meu. Așa mai să fie cât mai bine, cât mai cuvinț. Da. Bănuiesc foarte mult. În ziua de azi contează și diploma. Că dacă nu ai diplomă, oricum, dar și pentru cunoștință. Și cunoștință, bineînțeles că și cunoștință, nu chiar diploma, dar și diploma ei. Pentru a îmbunătăți cunoștințele, că degeaba ai o diplomă dacă nu ai acumulat ce trebuie, sigur că da. Și pentru una și pentru alta, nu? Dacă nu ai diplomă, nu poți să ai studiile. Pentru diplomă. Fiindcă aia contează, unde mergi contează diploma și cunoștințele le înveți în locul de muncă în care te angajezi și te adaptezi. Depinde cum îi merge mintea. Dacă mintea îi merge, învață. Dacă nu, nu. Mai puțin. Ei, puțin mai greu, asimilează mai greu oricum, dar dacă își dă silința și și-a păstrat bine creierul și nu așa, merge și după 40 de ani. Să știți că dacă ai curajul, mergi mai departe. Că nu e bătrâneță până mai încolo, așa. Da. Trebuie să mergem înainte, să învingem toate. Foarte mult. Da. Să înveți. Să înveți de când te naști până când mori. Normal, așa trebuie să facem, pentru că niciodată nu vom ști destule, niciodată nu le vom ști pe toate, asta e clar. Și nu vom reuși să fim adaptați la orice situație dacă nu învățăm destul de multe lucruri. Nu mă refer doar la școală, nu mă refer doar de la prieteni, mă refer de la orice întâmplare care ți se ivește în cale. Orice lucru te face să înveți ceva. Acum depinde de fiecare dintre noi cât de mult învățăm din fiecare lucru. Facultatea este importantă pentru că fără ea în zilele noastre nu prea mai ai ce să faci. Dar nu prea mai ajunge o facultate. Trebuiesc două, trebuiesc mastere și așa mai departe. Până când învățăm? Ei,
nu cred că vom putea ști lucrul acesta niciodată. În orice caz, trebuie să învățăm. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744-238830. Vă așteptăm părerile despre învățat, cum e să înveți la bătrânețe pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri. Corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șoseaua Șchei-Țicani.